avem de față mărțișoare care sunt o istorioară din destinul nostru a sorocenilor. Noi aici ne-am străduit ca să păstrăm ani de ani niște mărțișoare tradiționale. Cine este de vină? Господин архиви, салзина архиви ностри, кари се нешто Елена Ревенко, кари лукраза е де факт пши јаври 48 де ани, е се архиври 5 лечени, а пастрат ку драг мај мути марцишари, кари ау вени ден тоати, сау ден мај мути колцури али Европи, са зичем, кач венјау визитатор, ши не ласау дарх матурии, кати у марцишар дова, лям адунат, лям пастрат, лафел датурита доамне Елена. Avem mărțișoare, hai să zicem, împletite cu croșeta din lână. Sunt și mărțișoare din ațe mai subțiri, la fel împletite cu croșeta, la fel erau împletite și atunci aceste mărțișoare. Am pus accent pe mărțișoare în formă de omuleț. Doamna Tatiana, doamna Maria, să ne amintim cum facem noi aceste mărțișoare omuleți. Așa-i. Avem aici mărțișoare din pănușă, ca să știți că o cititoare de-a mea, căci mai lucrând și ziaristă, deci m-a telefonat o cititoare și mi-a zis, doamna Elena, am găsit în casa mea procurată de la niște soroceni mai în vârstă, niște mărțișoare, hai să zicem trei la număr, mai erau acolo, dar nu le-am putut să le aranjez. Deci, făcute din pănușă, colorată cu zeamă de sfeclă, asta ar fi colorată, mai știu eu cu ce, căci ca atare frunza de pănușă se colorează cam greu. Aici mai avem și o frunză de arțar, care la fel era păstrată într-un ziar și ziarul data cu anul 1975 și astfel am aflat de când sunt aceste mărțișoare. Ei, poate nu sunt chiar atât de perfecte, hai nu au strălucimea mărțișoarelor de acum, dar poartă în sine căldura destinilor, sorocenilor și nu numai. Poartă în sine visele copilăriei noastre. Mărțișorul, de fapt, are o istorie mult mai îndelungată decât am putea cunoaște, deci mult mai îndelungată decât am putea crede noi. Conform cercetărilor arheologice, care au fost efectuate în România, au vechime de peste circa 8.000 de ani. Încă de pe vremea dacilor, mărțișorul era confecționat din pietricele albe și roșii, care erau atârnate deci, la o ață și erau purtate la gât. Totodată, acest obicei este specific acestor meleaguri. Totodată, el se mai întâlnește și în Bulgaria, în Macedonia și în Albania, însă deja cu alt specific, deci simbolic. Anume acest simbol este specific deci, la noi în Republica Moldova și în deci, România. Totodată, deci, mărțișorul, deci, de unde provine el? Numele este, provine de la zeul Marte, probabil că ați auzit. Deci Marte era zeul forțelor naturii, a pomiculturii, a primăverii și a vegetației. Deci de aici provine deja și numele propriu-zis de mărțișor.